respectiv toate drumurile județene cum arată. De asta am și explicat că în momentul de față Consiliul Județean are proiecte depuse și pe fonduri europene și pe fonduri guvernamentale, dar și din surse proprii, astfel încât într-o perioadă foarte scurtă de timp, dacă noi semnăm aceste contracte, Consiliul Județean Brăila nu va mai avea niciun metru de drum neasfaltat. Acest drum 203E este depus pe proiectul de finanțare, pe axa de finanțare pe POR 2021-2027. E prioritizat. E prioritizat, este primul. Și beneficiază de asistență tehnică. Va explica și doamna Mihailov. Dacă ghidurile se vor lansa, îi vom da drumul, suntem pregătiți, avem partea de Dali, începem partea de proiectare.